Angajații din hotelurile de 4 și 5 stele au primit deja clienții care vor petrece Revelionul 2021 la Iași. Pachetele achiziționate de cupluri sunt cuprinse între 400 și 1000 de lei de persoană, cu una, două sau trei nopți de cazare și diverse momente surpriză pentru clienți. Reprezentanții hotelurilor ieșene susțin că vor fi respectate toate restricțiile privind răspândirea noului coronavirus. Faima hotelului proiectat chiar de Gustave Eiffel i-a atras în 2020 pe turiștii care au vrut să vină de Revelion la Iași. Surprinzător este pentru prima dată când sunt toate camerele rezervate pentru trecerea dintre ani. De ieri au început să vină să se cazeze, cu speranța să petreacă și seara de Revelion aici, o seară modestă în care se va servi o cină, fără dans, cu o muzică live, în care oamenii să fie mulțumiți cel puțin în ziua de 31, acum ultima zi a anului. Singurul hotel de 5 stele din Iași este tot mai căutat, iar gazdele își așteaptă oaspeții cu experiență de neuitat. Suntem încântați că am fost alegerea unui număr mare de oaspeți și în 2020, atât Revelionul, cât și seara domnească, prima petrecere a anului, fiind sold out. Ne place să fim consecvenți în a oferi experiențe memorabile și tocmai de aceea oaspeții noștri ne-au devenit prieteni și revin an de an bucurându-ne împreună de Revelion, pentru ca mai apoi să ne lăsăm seduși de obiceiurile și tradițiile serii domnești. Apartamentul prezidențial este piesa de rezistență a hotelului de 5 stele ieșean și a fost ocupat de mult. Se surprinde prin extravaganță detaliilor sofisticate, cu început să satisfacă cele mai exclusiviste pretenții. Este compus dintr-o cameră de zi, un dormitor, două băi și o terasă exterioară, dotată cu un jacuzzi și o saună. Oaspeții care optează pentru o cazare într-un astfel de apartament vor fi încântați de panorama spectaculoasă asupra Iașului, iar diminețele pe terasă devin cu totul speciale. De ce ați ales hotelul acesta? Din curiozitate. Din curiozitate și fiind situația actuală, era cam singurul care organiza ceva, chiar și în limitele normale până la ora 23. Meniul serii de Revelion a fost pregătit cu mare atenție de șeful bucătar, care este cunoscut deja pentru bucatele sale. Meniul cuprinde un starter, o gustare caldă, un main cost și un desert surpriză. La starter o să avem un tartar de ton roșu, cu o spumă de avocado cu wasabi și un sos asiatic. La gustarea caldă vom avea un curcan infuzat în lapte de cocos, cu un sos de verdețuri, piure de morcov cu cartofi dulci și spanac proaspăt tras la tigaie. Iar la felul principal vom avea un antricot de vită gătit lent, cu o emulsie de hribi și cartofi cu parmezan și o salată de rucola. Iar desertul este surpriză. Dacă în anii precedenți erau ocupate toate locurile de cazare și turiștii petreceau în voie în noaptea dintre ani, aceștia sunt nevoiți acum să respecte măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. Astfel, nu vor fi la mese cu mai mult de 6 persoane, iar dansurile nu vor fi încurajate pentru a se respecta restricțiile impuse de autorități.